Specializați în furturi din scările blocurilor, doi tineri din Orhei și Telenești sunt suspectați că au cel puțin 40 de furturi la activ comise în Chișinău. Aceștia ar fi fost surprinși de zeci de ori de camerele de supraveghere, iar în cele din urmă au fost reținuți de poliție. Potrivit oamenilor legii, suspecții au comis furturile în perioada lunilor august-noiembrie. Forțele de ordine au mai stabilit că numai în sectorul Buiucan cei doi ar fi furat cel puțin 13 biciclete, dar și alte bunuri lăsate în scările blocurilor. Aceștia ar fi cauzat proprietarilor un prejudiciu de peste 43 de mii lei. Audiați cei doi tineri de 20 și respectiv 21 de ani și ar fi recunoscut vina și ar fi declarat polițiștilor că după ce furau lucrurile, le vindeau la prețuri simbolice. Suspecții ar mai fi declarat că ar fi recurs la infracțiuni deoarece aveau nevoie de bani. Totodată, forțele de ordine au stabilit că indivizii sunt implicați în cel puțin 40 de furturi comise pe teritoriul municipiului Chișinău. Acum suspecții sunt plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar dacă vina lor va fi dovedită, ei riscă amenzi de până la 67.500 de lei sau pușcărie de până la 4 ani. Oamenii legii continuă investigațiile.